De mai bine de 40 de ani, institutele reunite pe platforma de la Măgurele aduc știința mai aproape de oameni. Căutăm cu multă pasiune, dați-mi voie să nu fiu modest aici, căutăm cu disperare, v-aș spune, să realizăm și noi în laborator ceea ce se întâmplă în stele, în soare. La finalul anilor 60, la Institutul de Fizică Atomică se efectuau deja experimente cu aplicație directă în genetică, prospectarea terenurilor petrolifere, în medicină. În 1975, aici s-a desfășurat Congresul Internațional al Fizicienilor. Profesor Kazimir, președintele Societății Europene de Fizică. Cred că e important ca o țară ca România, care nu este printre cele mai mari și mai puternice țări, ne primește și ne arată ce s-a făcut aici. Pe de o parte ne arată cum cultura de aici aparține marii culturi europene, iar pe de altă parte, cum se poate totuși avea o independență spirituală, o cultură de limbă română. În orașul fizicii se proiectează astăzi cel mai mare laser din lume, ILAMP. Cercetătorii de la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară au contribuit la experimentul care a stabilit că particula lui Dumnezeu există. Sunt oameni de știință care colaborează cu cele mai mari universități ale lumii, chemați periodic să facă parte din echipe internaționale, ofertați de marile companii ale lumii. La Măgurele se produce 10% din cercetarea științifică națională. Institutul de Fizică Nucleară aduce știința mai aproape de oameni. Institutul Horia Hulubei a găzduit astăzi prima conferință în popularul format TED în parteneriat cu Centrul European pentru Cercetare Nucleară de la Geneva. Invitați alături de noi la ora de știri directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară de la Măgurele, Nicolae Zamfir, și Alexandru Mironov, gazda conferinței de astăzi și senior editor al revistei Știință și Tehnică. Bună seara și bine ați venit, domnule. Bună seara. Bună seara, bine ați venit. Am văzut imagini vechi luate de pe peliculă și imagini care ne arată viitorul. Domnule profesor, în ce stadiu sunteți acum, dacă vorbim despre acest proiect uriaș, laserul? Deci, în general, suntem în cadrul istoriei noastre de 60 de ani și ne continuăm istoria. În privința proiectului laserului de mare putere sau a centrului de cercetări ELI sau ILAMP, suntem la începutul implementării. Săptămâna viitoare începe construcția clădirilor, va începe în curând construcția marilor echipamente, grupurile de cercetători se strâng ca să își facă planul de implementare a experimentelor. Suntem la începutul unui drum de 5 ani și sperăm ca în 2017 acest centru să înceapă să... Să-l vedem la Măgurele, așa și cum... Să facă cercetări și la dumneavoastră să vină cei care... au noi descoperiri. Putem vedea, domnule Mironov, aceste descoperiri care au tot fost pe la toate televiziunile și am văzut, de exemplu, cum s-a discutat de această particulă a lui Dumnezeu, să vedem și aici la Măgurele? Domnul Hoyer, care este mai marele peste domnul academicianul Zafir, să zic așa, la CERN, peste Large Hadron Collider, a fost în București acum 2 ani. Am și luat de altfel un interviu și dânsului și academicianului Zamfir. Și domnul Hoyer ne-a spus că deja lucrurile sunt aproape clare, urma ca particula lui Dumnezeu să fie, să spun, aproximată pe un anume câmp, fizicienii sigur că pot explica mai multe, dar eu am asistat puțin mai târziu după ce noi ne-am întâlnit la Dublin, la momentul unui ESOF, se numește un târg european de știință, în care a venit-o domnul Hoyer și a fost ovaționat. Deci închipuiți-vă, asta se întâmplă fotbaliștilor. E bine, să vezi un fizician că e ovaționat, când intră și spune, pe 4 iulie a spus asta anul trecut, gata, l-am găsit, particula asta care dă masă. Am a fost o ușurare, nu pentru toată lumea? A fost ca ușurare, dar ne-a mai spus că 1000 de studenți, înainte de 4 iulie, de data anunțului, au stat și au campat la CERN. Au stat în sacii de dormit ca să prindă loc acolo și să vadă momentul ăsta crucial, care este un moment cu totul și cu totul deosebit. Eu sper că în 2017, azi mi-am permis la întâlnire
să întreb pe colegii dumneavoastră dacă ne chemați la tăiați panglica. Deci să organizăm locuri de camping. Da, da. E cam al lucrul ăsta se va întâmpla la București, care va deveni, București va deveni unul dintre cele mai inteligente orașe din lume cu ceea ce face echipa Academicianului Zafer. Domnule profesor, câți tineri vor fi angajați acolo, fizicieni, și dacă vor fi din România, vor veni și din afară? Deci în planul nostru, cel aprobat de Comisia Europeană, prevede ca acest nou centru să angajeze și în acest nou centru să lucreze peste 200-220 de cercetători. Angajarea lor se face pe parcursul celor 5 ani. Sigur că dacă necesitățile sau experimentele care se fac și rezultatele impun mărirea echipelor, probabil că se va ajunge la... Nu o să ajungem la nivelul CERN-ului, care are o istorie, deci... istoria fizicii particulelor elementare este mai veche, au o maturitate, s-au ajuns grupuri de mii de cercetători să lucreze. Probabil că în domeniul acesta al interacției laserilor, de mare putere, mare intensitate, forțe enorme, forțe electrice enorme care acționează asupra particulelor de materie, pot produce, sigur, fenomene noi. De-abia lumea începe să modeleze, să se gândească ce se poate întâmpla acolo, poate că o să fie un Higgs și în aceste teorii și atunci, sigur, avem de lucru. Și vreau să vă mai întreb, domnule profesor, în acest moment, câți oameni aveți în echipă? Pentru că presa a fost constant alături de dumneavoastră în ultima perioadă, s-au dat foarte multe informații către public. Câți oameni lucrează concret acum? Deci, la Măgurele, sunt peste 1000 de cercetători. Sigur, sunt institutele mari care au gestionat, să zicem, până acum proiectul, au contribuit la suportul științific al acestui proiect. Sunt institutele mari, Institutul de Fizică Nucleară, Institutul de Fizică Laserelor, Plasmei și Radiației, Institutul de Fizică Materialelor. Deci, foarte mulți cercetători din aceste instituții existente au contribuit și încă contribuie la... Însă, miezul îl vor constitui cercetătorii care lucrează efectiv și 100% la acest... Și am început, acum în urmă cu 2 luni, am început procesul de angajare. Este o competiție internațională, este anunțat internațional, are mai multe etape, sigur, de dosar, de performanță, interviuri. Dar angajarea va fi făcută de o comisie? Sunt comisii de internațional. Vor avea și salarii pe măsură, domnule profesor? Da, pe măsură vă răspund imediat la chestia cu salarii, să vă răspund. Deci până acum am fost interviu sau aplicat și s-au studiat dosar la mai mult de 100 de cercetători din întreaga lume. Deocamdată sunt cam 10 cercetători care constituie deja echipa, deci lucrează numai pentru ei, cu salariile. Sigur, dacă vrem să fim centru european, trebuie să fim centru în care să găzduim cercetători din întreaga lume. Intrăm în competiție cu CERN-ul, care și ei vor să racoleze mințile din lume sau alte centre din... Și atunci și salariile trebuie să fie, dacă nu mai mari, că nu ne permitem, dar măcar similare. La nivelul celor de acolo. Și atunci sperăm ca în curând guvernul să aprobe acest proiect european. Deci Comisia Europeană, cu argumentele noastre, ne-au aprobat ca să avem astfel de salarii. Sperăm ca și guvernul României să ne permită să aplicăm. Adaug ceva la ce spune academicianul, pentru că era fericit azi dimineață, găsise un puș de plimbana, dacă nu mă înșel. Era Timișoara, da? Timișoara e strașnic. Acolo cu concursul copii nu merge așa, te așezi, da, dai probă scrisă. Trebuie să ai mintea încărcată, trebuie să ai mintea extraordinară și cei care știu să citească mintea ta sunt iată, fizicienii. Îl găsise și începea să aibă emoții pentru că în viitor s-ar putea ca leafa să-i separă puștului când o crește, când s-o însura. E abia absolvent de doctorat, de abia și-a luat doctoratul la Universitatea din Timișoara. Asta e una dintre probleme. Ce se va întâmpla aici, din ce am înțeles eu, jurnalistul? Va veni cetățeanul cu tare din țara cu tare cu o problemă în buzunar, vreau să o rezolv la tine, la laserii tăi pe care are, pe care nu-și anunța. Unul vrea să rezolve nu știu ce macromoleculă pe care să o citească, altul o aripă de avion, cum am văzut că se întâmplă la Oxford, altul cu alte probleme, ei vor veni în România, deci România devine un centru de înțelepciune științifică în asta. Am aparatele, mă uit la judecând, am oamenii cu care... Și asta se întâmplă pentru că, așa zic eu, deasupra construcției plutește.
spectru academicianului Horia Hulubei, cel care a vrut România în Clubul Nuclear, care a scos academicianii din generația... Care a pus bazele unei școli atât de solide, da. Școala de fizică românească, motivul, care... A fost motivul poate pentru care a fost ales România. Prin trecut prin vicisitudine ale anilor 80 de restricții, ale anilor de tranziție, Școala Românească de Fizică a rezistat și... Sigur, acum e mai greu, sigur, e localizată la Măgurele, dar este delocalizată în toate centrele din lume. Nu există centru mare din lume sau universitate, să nu există români care sunt extraordinar de mult apreciați. Așadar, viitorul fizicii sună foarte bine. O cifră vă dau. Din cei 3.000 de lucrători, asta înseamnă cercetători de la Large Hadron Collider, este un fel de microscop, asta cu 27 de kilometri, 100 sunt români. Faceți proporția, 100 din 3.000, domnule, e... Și atunci ce s-au gândit? Hai să facem un centru în România unde avem oamenii. Avem unde face. Nu, să știți că la CERN participă mai mult de 200 de cercetători români. 100 sunt de la Măgurele și merg în spate și 100 de români. Nu, ni se dau statistici, pentru că au statistici pe naționalități. Și 100 sunt vin din alte instituții gazdă din lume, dar sunt considerați ca români. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar foarte scurt, la final, o întrebare pentru ambii invitați. Cum veți reuși să aduceți știința mai aproape de oameni? Pentru că asta a fost și tema și conferinței de astăzi. De fapt, asta e, să le explicăm oamenilor. Dacă voi faceți în televiziune emisiuni de știință, dintr-o dată lucrurile ajung mai simple. Din anul 2000, de când am plecat eu din TVR, să fac mai puține. Ar trebui ca întâlnirea voastră cu cei de la Măgurele să se petreacă lunar, cel puțin lunar. Astăzi a fost o întâlnire în care nu numai despre fizică s-a vorbit, ci despre mai multe discipline. S-a vorbit în limba engleză pentru că așa cere regulamentul lui TEDx. Se va da pe internet și speranța mea este că se va trimite către toate liceele din România, pentru ca și acolo să vadă toată lumea și să sară iepurile de care au nevoie fizicienii, puștiul deștept, fata extraordinară pe care s-o angajez și să ducă mai departe. Să ne prezentăm și munca și rezultatele la nivelul, deci limbajul folosit, să renunțăm la jargonul specific și să putem explica. Și astăzi a fost un exemplu de tineri entuziaști care știu să explice, știu să ajungă, să folosească limbajul celor care nu neapărat sunt deja în știință, ca să-i atragă, că ăsta e scopul, să-i atrage în domeniul științific. Și aici trebuie șarm, trebuie atracție, trebuie să-l faci să vină, să înțeleagă că extraordinar de interesant este să-ți menții curiozitatea trează. În loc să te duci să faci avocatura și managementul și finanțe bănci, vină la fizică, e frumos. Pentru că avem salarii europene. Mulțumim mult, domnilor, pentru prezența în această seară. Doamnelor și domnilor, mai multe detalii despre evenimentul de astăzi puteți vedea pe știrile tvr.ro.